am reușit să ne încadrăm în timp. Iată și o binecuvântare de la Dumnezeu, e ca și un botez, să zic așa, pentru noi. Ne bucurăm pentru CBN, ne bucurăm că am reușit să terminăm la timp și deși ziceam în primă fază că o să deschidem doar traficul pe pod, traficul pentru rutier, am reușit să deschidem și traficul pentru pieton. Vor continua aceste lucrări pe stânga pentru asigurarea traficului optim. Râdeam cu niște prieteni ieri că astăzi am un laborator, un stagiu la spital și trebuie să stai să vezi că la 11 deschid, la 11 și 10 minute trebuie să fiu la spital, sigur o să fiu primul. Mă simt foarte bine că l-au deschis, că mai trebuie să mă culesc pe sub toate șinele și peste toate trenurile, dar e calmea. Ne ajută foarte mult, atâta ca și pieton și ca și participant în trafic. Aici, în cartierul Lazaret, locuim. E super de ajutor. Cât timp economisiți? Cel puțin 20 de minute, cel puțin.